Păi ești nebun, nu știu dacă ai aflat, dar eu tocmai ce am citit în presă că marele, legenda, nemuritorul Diego Armando Maradona tocmai ce a murit. A decedat la vârsta de 60 de ani în urma unui atac cardiorespirator. Deci nu pot să cred, 60 de ani. Legenda Diego Maradona, pentru foarte multă lume, unul dintre cei mai buni jucători. Nu, pentru foarte multă lume, cel mai bun jucător de fotbal pe care această planetă l-a avut. Deci sunt în stare de șoc, nu pot să cred. Repet, știrea este super proaspătă. Acum câteva minute a apărut în presă, în ziarele din toată lumea. Încă nu a fost confirmată de familie, dar mă gândesc că dacă toate ziarele importante din lume au preluat-o, este adevărată. Deși sper să nu fie, că nu pot să cred. Maradona nu mai este. Maradona a decedat la 60 de ani. Ce viața! Vreau să închei acest vlog cu un minut de reculegere pentru cel care a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care această planetă i-a dat. Și la acest minut vreau să ne gândim fiecare la ce înseamnă viața. Și cum viața este la fel pentru... Nu, mă scuzați că sunt în stare de șoc. Și acest video îl fac imediat după ce am aflat vestea și fără să editez nimic. Moartea este la fel pentru toți, asta am vrut să spun. Nu contează cine ești, moartea vine așa, când nu te aștepți, pe nepregătite, oricând. Dumnezeu să o odihnească în pace. Amin. Sper că ai folosit acest minut de reculegere să te gândești la viața ta, la faptul că azi ești, mâine nu mai ești și că trebuie să ne trăim viața cât putem noi de bine, să fim cât mai fericiți în fiecare zi și să facem și pe alții fericiți, să facem cât mai puțin rău. De pe frați nu facem rău deloc, ar fi. Dar na, nu suntem perfecți, iar moartea vine pentru toți și niciodată nu știi când vine. E ca un hoț.